Ăsta-i Lired. Ca un vânt al deșertului care se duce mai departe, căutând muntele, căutând apa. Dar Lired nu se duce nicăieri. Stă acolo, ca sistemul însuși. Lired tace atunci când viața nu se mai aude. De ce să opunem viața sistemului? Pentru că sistemele se opun deseori unele altora. În cazul acesta, sistemul creat de om se opune sistemului creat de Dumnezeu. În 1780, William Blake se duce spre un magazin pe Great Queen Street. Acolo s-a întâlnit cu mulțimea și a mers cu ei spre închisoarea Newgate. Mulțimea a atacat porțile cu lopeți și topoare, au intrat și au eliberat toți deținuții. Blake era chiar în fruntea lor. Atacurile s-au repetat și în alte nopți. Din cauza lor a luat ființă primul sistem polițienesc din Anglia. Pot să jur că o să fac gaură în perete cu privirea asta. Fixă. Dar îmi spun să nu o mut de acolo. Să nu îndrăznesc să o mut de acolo. Și apoi găluștile. Trebuie să ai respect față de găluști. Le fărâm ușor cu marginea lingurei, le bagi în gură, acolo mesteci. Mesteci până te prinzi că molfăi de ceva vreme la propria ta limbă. Eu nu sunt nici viitoarea ta, nici eu nu mai cât ai înțeles. Apoi dai cu supă. Să știi că sunt, dar tu m-ai tratat și asta-i bine, că eu am fost idioasă să mă las căsată. Dar nu întoarce privirea. Punctul ăla fix e bun de ceva. Nu întoarce privirea. Auză, măcar are bani? Are niște bani. Nu vezi, am rezolvat. Plătim azilul din bănuții. O să arzi în iad, bă. Aoleu, ce frică mă am. Eu uite cine a devenit brusc un bun creștin. Iad a zis? Ia uite-te tu în jur. Bună, Ciordita. Bună. Ce ți-a stat în gât?
Asta e. Punctul meu fix este o fotografie din tinerețe a bunică-mii. Dar nu pot să mă concentrez. Fața ei seamănă tot mai mult cu fața negrului William. Atât de des se întâmplă asta încât a început să mi se pare că bunica mea arată chiar mai bine așa. Au dus-o la azil. Cred că a murit bunica mea pentru că vând pianul. Ușor? De fapt, parcă a fost și o înmormântare. Încă simt gustul de colivă. Bunica mea semăna cu negru meu. Așa că regret într-un fel. Oricum, pianul ăsta arată ca un extraterestru. Și e vechi, are mai mult de 100 de ani. Și n-a cântat nimeni niciodată la el. Rătea doar așa. O amintire cu pianul. Săptămâna trecută m-am repezit să răspund la mobil, am tras un șut în pedala de bronz și... Asta e. Am aflat că am degete la picioare. Gata, lasă-l așa. Nu-l trânchiți!